Domnul Thierry Bolton nu poate lua încă microfonul decât în 10 minute. Dacă se poate spune în 10 minute ceea ce al minte pentru a fi spus sistematic și în ar lua o oră cel puțin. Deci am să mă căsnesc să vă spun lucrul cel mai important după mintea mea legat de aceste două cărți, în primul rând de o istorie mondială a comunismului. În primul rând trebuie să știți că e o carte fără pereche în lume. Deci în clipa de față, cartea lui Thierry Bolton este cea mai completă sinteză scrisă vreodată despre comunism, istoria lui, tipologia lui și structurarea fenomenului pe cele trei fațete pe care le expune fiecare volum în parte. În cărțile pe care le-am publicat noi de-a lungul a 30 de ani, am făcut la un alt un calcul și ne-am zis că această carte intră în top 5 din cele 3.000, aproape 4.000 de titluri publicate de noi în 30 de ani. De ce? Pentru că această carte face ceea ce e foarte greu de făcut. Îi prezintă unui cititor istoria ființei cumplite a omenirii. Noi nu conștientizăm de-a lungul vieții noastre, pentru că nu suntem criminalii care au fost putinți aceste lucruri, nu conștientizăm cât de cumplită poate fi specia umană. Ori, această carte ne obligă prin datorie morală să ne cunoaștem partenerii de drum care nu justifică specia umană, ci care, din potrivă, ne pun întrebarea dacă merita să apară așa ceva pe lume din moment ce așa ceva a fost cu putință. Asta analizează Thierry Bolton în cartea lui, în trilogia lui. Cum arată această crimă fără pereche pe lume? Există o altă carte care discută marile masacre ale omenirii. Trebuie să știți că, în general, tipurile de masacre care au avut loc de-a lungul istoriei speciei noastre s-au ridicat la 455 de milioane, dintre care 100 de milioane au fost acoperite de comunism. Da? Deci, cam 23% din marile masacre ale omenirii se datorează comunismului. Acum, lucru unic pe care vreau să vi-l transmit, cel mai important după mintea mea, este cum au reușit, pentru că e foarte greu să omoră 100 de milioane de oameni, e foarte greu. Care e mecanismul care a permis să se ajungă la acest record? Și n-am să fac altceva decât să spun ideea pe care am auzit-o la Thierry Bolton în aceste zile când am prezentat cartea alături de dânsul în diferite ocazii publice. Thierry Bolton are o idee care explică perfect ceea ce s-a întâmplat. Dragii mei, istoria Europei de 2000 ceva de ani a stat sub învățătura creștină, sub un tip de religie care avea în centru ei iubirea și mila. Propoziția de bază a învățăturii creștine este spusă în Evanghelia către Ioan: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Această propoziție a fost încălcată chiar din istoria Bisericii, dar asta e altă discuție, care are și ea la timp în războaiele religioase vreo 47 de milioane de morți. Dar propoziția asta a fost frontispiciul pe care a evoluat omenirea de la Hristos încoace. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu pe voi. Această propoziție a fost socotită de comunism sau, în interpretarea lui Thierry Bolton, a făcut ca asupra specii umane trecute prin botezul creștinismului să fie pusă o interdicție, interdicția crimei. Păcatul suprem, păcatele,
iubirea cere implicit ca să respecti comandamente și să nu încalci anumite reguli. Acest lucru a fost o povară pentru noi, în speță pentru nevoia speciei umane de a ucide. În clipa în care Marx a venit și a spus istoria, motorul istoriei este lupta de clasă, această propoziție a dat drumul la crimă. Această propoziție ne-a eliberat, zice Thierry Bolton, de conflict de creștinism. Nu trebuie, sunt urâți-vă unii pe alții, așa cum vă spune lupta de clasă că trebuie să vă urâți. În acel moment, crima a devenit liberă. Ce înseamnă asta? Că dacă înainte sau până la marxism, orice om care ucidea era stigmatizat de societate și suporta pedepse limită, pentru că era considerat un personaj profund negativ, odată comunismul, crima și-a schimbat semnele. Partidul a spus trebuie să-ți omori dușmanii. Lupta de clasă însemna suprimare fizică și peste tot unde comunismul a venit la putere, a venit ca un regim al violenței. Aveau cote de ucis, aveau cifre pur și simplu de exterminare și de expulsare a dușmanilor din societate. Dar dușmanul este un personaj infinit. El poate fi reduplicat și reiterat la nesfârșit. Splendoarea, în ghilimele, a crimei comuniste este că ura își perpetuează obiectul la nesfârșit și că poți ucide de câte ori dorești să ucizi. Această inversare a semnelor a făcut ca exact cel care ucide dușmanul să devină eroul și personajul pozitiv. Altfel spus, odată cu teoria lui Marx că crima este perfect justificată în lăuntru unei ideologii generoase care promovează, care pronează fericirea absolută și paradisul pe pământ, dar cu prețul a sute de milioane de morți, această doctrină a făcut ca criminalul să-și capete un statut de onorabilitate. În loc să fie pedepsit și judecat, el devine erou, este răscumpărat, răsplătit, decorat. Această răsturnare dementă a semnelor înăuntru specii umane, cei care ucideau și care erau mari criminali, cei care ieșiseră din granițele speciei umane, îi numeau pe cei care, pe care îi ucideau, îi treceau în zoologie ca să îi ucidă cu o conștiință împăcată. Erau considerați bandiți și animale. În felul ăsta, vânătorul, aparatul de represiune comunist omorat conștiința împăcată că vânează dăunători, animale feroce. Și paradoxul comunismului este că exact cei care numeau dușmanul bandit și animal se purtau în felul ăsta și treceau ca împlinind statutul omului care duce omenirea către adevărata eliberare și celălalt. Lucrul ăsta este teribil și lucrul ăsta cred că trebuie să-l reținem la capătul acestei epopee a crimei. Deci despre asta e vorba de fapt. Este o trilogie a crimei, o epopee a crimei. Cum e cu putință așa ceva? Cum e cu putin să ne întrebăm astăzi, ca să vorbim despre negaționism, cum se face că există o memorie hemiplegică a Occidentului și a omenirii? Cum se face că cel mai criminal sistem al omenirii nu face obiectul condamnării juridice și oficiale? Asta pentru noi care am trăit comunismul într-o formă blândă în raport ce s-a întâmplat cu 60 de milioane de oameni omorâți în China sau 20 în Rusia și cu torturi pe care, citindu-le, vă veți îngrozi de-a dreptul,
cum se face că cel mai criminal sistem al omenirii nu face încă obiectul condamnării pe care de care a avut parte nazismul la sfârșitul războiului. Argumentele negaționiste și cauzele lui le veți găsi citind această carte. Thierry Wolton. Îi mulțumesc că această carte a permis să apară la editura Humanitas. Eu o consider una dintre cele mai importante fapte pe care le-a făcut editura în spațiul culturii românești.